Vreau să vă anunț că Biroul Permanent al Parlamentului a decis convocarea primei ședințe din sesiunea de toamnă pentru ziua de joi, 15 octombrie, săptămâna viitoare. Prima ședință a Parlamentului va avea ca și ordine de zi câteva subiecte foarte importante și de actualitate, le considerăm noi, și se vor audia sau se va audia mai multe informații pe câteva categorii. În primul și în primul rând, la această primă ședință va fi invitat prim-ministru Valeriu Streleț și componența întreagă a Guvernului pentru a da o informație și a raporta despre situația actuală, situația socială-economică din țară. Subiectul numărul 2 decis pe ordine de zi e domeniul financiar-bancar. Tot ce ține de sistemul bancar, luând în considerare că sunt subiecte de actualitate legate de lichidarea unor bănci, de investigația fraudei și așa mai departe, mai ales și în contextul noutății de astăzi care a apărut că a fost semnat contractul cu compania Kroll pentru a procede la a doua fază a investigației internaționale. A treilea subiect de actualitate este subiectul legat de domeniul energetic. Ultimul timp au fost foarte multe discuții, informații, uneori poate chiar speculativ, în privința sistemului energetic, tot ce înseamnă curentul electric, gaz, mai ales luând în considerare că există și o opinie a comunității europene energetice sau Fondului Monetar Internațional în privința tarifelor.